Cea mai mare tragedie care a lovit Mușcelul în ultimii ani a avut loc pe 29 iunie 2017 la Dâmbovicioara. Militarii batalionului 30 vânători de munte Dragoslavele se întorceau dintr-un exercițiu ce avusese loc în poligonul Cincu. Trei autocamioane pline cu soldați mergeau încolonate, iar într-o curbă denumită Curba Nemților, una dintre mașini în care se aflau 14 militari a rămas fără frâne. Șoferul nu a mai putut stăpâni camionul, care s-a prăbușit de la aproximativ 50 de metri, într-o râpă, oprindu-se într-un copac. 9 militari au ajuns la spitalele din Argeș, Brașov și Capitală. Pentru alți 3 însă nu s-a mai putut face nimic. Sublocotenentul postmortem Mihai Ionuț Toma avea 38 de ani și era necăsătorit. Era veteran al teatrelor de operații cu 2 misiuni executate în Afganistan, fiind angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2002. Sublocotenentul postmortem Petre Cristian Toader era în vârstă de 32 de ani, era căsătorit și avea un copil. Executase o misiune în teatrul de operații din Afganistan, fiind angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2008. Sublocotenentul postmortem George Emilian Catană avea 40 de ani, era angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2002, era căsătorit și avea un copil. În memoria celor 3 mușceleni trecuți la cele veșnice, la locul tragediei a fost ridicată o cruce. În memoria camarazilor din Batalionul 30 Vânători de Munte Dragoslavele, sublocotenent postmortem Toma Mihai Ionuț, sublocotenent postmortem Catană George Emilian, sublocotenent postmortem Toader Petre Cristian, 29 iunie 2017. Sunt cuvinte care rămân în urmă pe o cruce neagră la margine de drum, amintind de o nenorocire ce a îndoliat 3 familii. Dumnezeu să-i odihnească în pace!